Pe 8 decembrie, Biserica Romano-Catolică celebrează solemnitatea neprihănitei zămisliri a Sfintei Fecioare Maria. Pentru Arhidieceza de București, această zi are o dublă semnificație. În primul rând, pentru că Arhidieceza de București se află sub patronajul și ocrotirea Maicii Domnului neprihănit zămislită, iar în al doilea rând, pentru că în această zi de 8 decembrie, în solemnitatea neprihănitei zămisliri, toți cei trei episcopi ai Arhidiecezei de București, în al preasfințitul Ioan Robu, arhiepiscop emerit, în al preasfințitul Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit, precum și preasfințitul Cornel Damian, episcop auxiliar, își amintesc de ziua consacrării episcopale. Într-un mod cu totul deosebit, astăzi ne amintim de consacrarea preasfințitului Cornel Damian, care celebrează jubileul de 20 de ani de la această mare sărbătoare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și în timpul acestei celebrări eucharistice, fratele nostru Cornel Damian va fi consacrat episcop, adică succesor al apostolilor pe care Iisus i-a chemat să-l urmeze. Eram în București, eram paroh la Biserica Italiană și eram și vicar general al arhiepiscopului Robu. Și era doar un an și de când mă întorsesem de la Roma, de la studii. Deci această veste, această decizie a Sfântului Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, m-a găsit aici, acasă. Vrei să înalți totdeauna rugăciuni spre Dumnezeu cel atotputernic pentru poporul său sfânt și să împlinești în mod ireproșabil misiunea Marii Preoții? Vreau, cu ajutorul lui Dumnezeu. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinte Corneliu, Sfintele lui Dumnezeu. Evenimentul din urmă cu 20 de ani a reprezentat o premieră în Biserica Catolică din București prin consacrarea primului episcop auxiliar de București și totodată acest eveniment a însemnat și prima consacrare a unui episcop în Catedrala Sfântul Iosif după mai bine de 70 de ani. Ultimul episcop consacrat aici fiind episcopul Anton Durcovici. În al preasfințitul Ioan Robu a fost consacrat episcop la Roma în anul 1984 și celebrează 39 de ani, iar în al preasfințitul Aurel Percă a fost consacrat episcop la Iași în anul 1999 și celebrează 24 de ani. Le dorim și noi mulți ani și rodnică pastorație! În această zi deosebită pentru mine și pentru biserica noastră locală, însuflețit de cuvintele pline de încredere ale Sfântului Petru, adresate Mântuitorului, in verbo tuo laxabo retia, cuvinte pe care le-am reținut ca moto pe emblema mea episcopală, am mulțumit Tatălui nostru Ceresc, oferind jertfa Fiului Său în Duhul Sfânt, pentru darul minunat și plin de responsabilitate al plinătății sacramentului preoției. Mulțumesc și Sfânta Fecioară Maria să fie mereu pentru noi, așa cum sigur este, o mamă plină de iubire și ocrotitoare. Thank you.